piață, când am plecat la piață, am văzut și eu asta aici. Ce să vă spun, că n-am nicio bănuială, n-am nimic. Noi am fost cei care am făcut cereri, am nepoți, dar stă la bloc. Da. Nu mai vine aici, dar ce-am văzut acum e sub orice critică. Am înțeles că e de curând instalat acest... Păi să fie cam 3 săptămâni, o lună maxim. Maxim o lună, vă zic. 3 săptămâni, cam așa. Și se bucurau copiii din zonă? Știți cum era? Da, seara veneau mașini cu copiii, cu părinții. Special? Special să joace. Mie îmi pare... Așa, ca simplu cetățean, cum caracterizați această acțiune? Oameni fără scrupule. În România e ceva de speriat. În urmă cu câteva săptămâni, conducerea primăriei Giurgiu a dat în folosință un număr de 10 locuri de joacă moderne. Vreau să le arăt giurgiuvenilor acest loc de joacă după strada Prunaru. Deci vă spun în modul cel mai serios ca cetățean al municipiului Giurgiu că acest loc de joacă a fost devastat de persoane răuvoitoare și nu putem să facem nimic în orașul ăsta pentru că oamenii din zonă nu vor să facem. Deci pun tot felul de piedici. Nu se poate așa ceva. Acest loc de joacă care a costat niște bani, care este pentru copiii din acest cartier, pentru copiii municipiului Giurgiu să se joace în condiții optime, în condiții moderne. Vedeți în ce hal s-a dat cu ulei ars. Sau aceste topogane au fost găurite cu de o mână criminală, că nu pot să-i spun acestui cetățean, între ghilimele cetățean al municipiului Giurgiu, pentru faptul că a devastat acest loc de joacă, care putea să dureze cel puțin 10 ani de zile pentru locuitorul acestui cartier. Sunteți? Hai, v-am poate. La revedere! Să trăiți! Salut! Bună ziua! Domnul Ciobanu, i-a zis lui domnul Cornel Pop. Domnul Cornel, da. Eu am fost la pază, am plecat, n-am vrut să mai stau, nu mi-a convenit, mă rog. Și am zis, domnul Pop, punctul a terminat. Punctul trafo a rupt aia de acolo de sus, ventilatorul, deci da, așa. Da. Asta pe aici, măi copii de la mine din cartier, măi copii, mă, nu-i frumos, e al nostru, e bunul nostru. Păi n-ai cu ce să te înțelegi. Dar ce credeți că e găurit acolo cu bormașina? Cine ar fi putut să facă asta? Deci topoganele sunt găurite. Da, am înțeles. E găurite cu, cred că, o topiletantă ceva, da, de unde se ia. Da, de unde se ia? Îmi pare nespus de rău, nu vreau să-mi pun vecinii în cap. Eu acolo locuiesc, uitați, la numărul 6. Da? Și am pus suflet, am zis, hai mă să facem pentru noi aici, să nu stea... Sigur, pentru copiii, da, din cartier. Pentru copiii din cartier, să nu stea bălării. Le cer mereu, gunoaie. Mi-am pus lumea în cap, că a zis că dacă fac asta, ce e asta? Ce înseamnă? Păi ce vreți fraților, că aveți nepoții, aveți copii. Să fie curat în cartier. 94, vreau să mă credeți. Vă spune Dănuț Popescu. M-am zis la el, măi Dănuțe, dă-mă că era acolo un container, unul îl pune altul la, da, altul se gunoi până acolo. Băiatul mi-a zis, tată, nu pot să mai viu cu o fată în cartier, dă gunoi. Am luat, am făcut pază, am stat și am făcut pază acolo. Oamenii noștri nu pot să înțeleagă. Nu se poate. Să lucrezi cu omul, e greu. Deci, păcat. Și am zis, trimite când și când intervenție. I-am zis, aveți da. Cuvântul, zic, să facă aparență, vă dau. Uitați, l-am pe colegi, pop în telefon, și am pus în fază.
Ați constatat că acest loc de joacă este vandalizat. Care ar fi primele concluzii? E regretabil că la o investiție așa de mare să amenajez niște locuri pentru joaca copiilor atât de frumoase și anumite persoane care sunt certate cu ordinea și cu liniștea publică să distrugă un bun pentru copii. Noi vom începe cercetările împreună cu Poliția Națională, în așa fel încât să depistăm acele persoane care au distrus aceste locuri de joacă pentru copii și vom lua măsurile necesare impuse de lege. Sperăm că în câteva ore să depistăm persoanele respective, în urma unor informații pe care le avem, în așa fel încât să facem public cine se ocupă de distrugerea bunurilor pe domeniul public. Ne întreabă cineva ce e și cu aia? Da, ați auzit ceva sau știți ceva cine ar fi putut să vandalizeze? Aproape 80 de ani. Mulți înainte. Mă culc de seara și nu știu nimic. Dar toată ziua, ce e aici? Da, foarte bun. A venit cu milițian să vază, mă, ce-i mă cu ăștia și până la 12 noapte sau 1, să putem să ne odinim și noi, n-a venit nimic. Înseamnă că un om de binefaceri, ca să se răzbune pe copii, a făcut așa ceva, nu? Asta nu, domnule, e mare. Putem închis, Doamne ferește, da. Păi da, dumneavoastră știți că până la 2, la 3, șadă, uite sus acolo, până acum s-a multă, era acolo. Nu mai plăcăi, nu mai aia. Nu uite acolo, șade, sus acolo. Într-o zi, într-o seară, m-am dus călătrat în țelul ăsta, m-am dus și le-am, măi, copii. Da. Dar ce bătuiești stăpân pe noi? Așa se vorbește? A? Cine ar fi putut, doamnă, să facă asta? Cine? Copiii aia mai mari. Da. Copiii mai mari, pentru că dacă aici e un palamuc, fiecare noapte e un palamuc aici. Și aia mici și aia noapte. Ce caută? Bine, de ce și care ar fi soluția? Să vină aia din cămin aici? De pe mine aveți copii mici. Vine aia tu, țiganii din cămin, face palamuc aici. Păi ce înseamnă asta aici? Am înțeles opinia, da? Da, cel puțin un milician că e destui. Noaptea să fie pasa pe la 1, la 2. Să fie pe aici, să vadă ce e aici. Să fie și... Eu nu am mai văzut să sectorist de nu știu câți ani de zile înainte de asta sectorist. Venea, ne întreba, bă, ce e cu el? Aici... Multă sănătate!